Bună dimineața, domnule arhitect șef. Bună dimineața, domnul Pârloagă. Ne aflăm în biroul domnului arhitect șef Laurențiu Samoilă, la primăria municipiului Călăraș. Domnule Samoilă, aseară consilierii au constatat faptul că avem nevoie de parcări în municipiul Călăraș. Și au votat în consecință un nou regulament al parcărilor. Ce prevede acesta? Acest regulament prevede, în primul rând, realizarea de către primărie a unor locuri de parcare amenajate corespunzător, numerotate, iar în baza regulamentului fiecare cetățean are dreptul să-și închirieze sau să ocupe locul de parcare în baza unei viniete care se dă de la primărie, stabilit, deci pe perioada orelor 17 până a doua zi dimineață la 8 este a lui, când se presupune că pleacă la muncă, iar în rest este parcare liberă, fiecare poate să publică. Parcheze publică, iar vineri după ora după orele 14 până luni dimineața este locul lui. Nu o să mai fie probleme, probabil scandalul că e locul meu, iarna foarte să dezăpezești și să vină altul în locul curat, asta se intenționează. Și totodată există niște proiecte de reconfigurare spațială a tuturor incintelor dintre blocuri. Bine, poate termenul sună puțin pretențios că mulți nu l-au înțeles. Reconfigurare spațială înseamnă, domne, delimitarea clară a zonelor de verdeață, de parcări, de carosabil, de pietonal. Deci, o făcut ordine la noi în cămară, cum aici, domne, unde să nu mai fie unele peste altele. Ai văzut, parcările sunt acolo, fiecare la locul lui. Cetățenii au cerut domnului primar, vis-a-vis de acest aspect, ridicarea grilajelor, gărdulețelor, cotețelor, tot felul de magazii dintre blocuri care sunt amplasate nelegal, care creează disconfort urbanistic și au cerut chiar sprijinul consilierilor pentru a se continua acest demers al domnului primar. Se va acționa și aici? Deja se acționează. Deci sunt luate în calcul în mod prioritar anumite zone, cele care sunt limitrofe arterelor majore de circulație, astfel încât pe perioada zilei să mașinile să nu mai fie parcate pe strada București, pentru a se crea culoare libere pentru transportul în comun, care urmează printr-un proiect acum să fie modernizat. E o temă foarte complexă, dar sperăm să o trecem cu bine, să trecem testul ăsta. Și toate aceste construcții făcute fără autorizație, ele vor fi eliminate pe măsură ce fiecare proiect va fi aplicat în zona respectivă. Deci îi lăsăm pe cetățeni cu ce au deocamdată, cu garaje, cu cotețe, cu nu știu ce, până când nu avem clar ce să punem în schimb. Adică nu mă apuc să dărâm o chestie și, pe urmă, n-am făcut nimic. Deci nu se lucrează haotic, am înțeles, și veți urma exemplu, să spunem, al municipiului Slobozia, altor municipii care au orașe curate din acest punct de vedere. Nu vezi acolo grilaje între blocuri sau amenajări de genul acesta? Da, bine, nu știu dacă neapărat al municipiului Slobozia sau al altor orașe, ci a fiecărui om gospodar care știe să-și facă ordine la el în curte. Deci începem cu arterele majore care au un impact și zonele cu probleme grave. Acum avem în lucru, în urgență, tot ce înseamnă parcări între blocuri, între străzile Progresul și Flacăra. Avem pe strada București, în spate, la liceu agricol, iar știți că s-a desfințat parcarea aia de acolo și a devenit stație de autobuz. Și e o problemă pentru cei care au nevoie. Și gândim deja în spate, la direcția unde e și Sanepidul, există o bară de garaje și niște garduri. Care blochează, da, e haotic acolo. Acolo vom realiza un număr de cel puțin 30 de parcaje în plus. Iar în general, prin remodelarea asta spațială, reconfigurarea spațială, procentul de locuri de parcare crește cu minim 30%. Având în vedere că de acum 25 de ani și până în zilele noastre, numărul autovehiculor a crescut de cel puțin 6-7 ori, existând de multe ori la un apartament două și chiar trei autovehicule, va trebui să facem față acestor cereri. Mai e încă o precizare, toți cetățenii care au apartamente, de ce prevede regulamentul, limita a 30 de metri,
de la blocul lor pot să-și solicite un loc de parcare. Un singur loc de persoană sau de familie, cum ar fi? Un singur loc de apartament. De apartament. Dar trebuie să faci dovada că persoana domiciliază la, în apartamentul respectiv și că mașina e matriculată tot acolo. Și pentru adică chiriași, chiriași, întreabă chiriași, aceeași situație? Și pentru chiriași e același lucru. Deci cu condiția ca virgulă chiriașul să aibă domiciliul flotant la adresa respectivă. Înregistrat pe acea adresă, da. Are aceeași drepturi. Iar mașinile care nu sunt înregistrate în țară, deci nu știu cum sunt multe... De Bulgaria, de Italia, de... Așa, nu vor obține atâta timp când nu se plătesc taxe și impozite. În România, foarte corect. La Călărași, la municipiu, că trăim în orașul ăsta, în final. Până la urmă, aceste mașini distrug nouă infrastructura rutieră. Și nu plăte- pentru că nu se pot folosi banii în reparațiile rutiere de care sunt în Și asta nevoie. E perfect adevărat, da. Și din păcate noi fiind vecini aici avem suficient de multe. S-a estimat un preț, domnule arhitect șef, minim, maxim, un preț estimativ pentru un loc de parcare închiriat de cetățeni pentru da, pe an? Cred că o să fie undeva până în 15 lei pe lună, adică ceva mai puțin decât un pachet de țigări. Foarte rezonabil. Da, dar având în vedere siguranța pe care ți-o oferă, vrem de asemenea, că am omis, să spun în clipa în care vom finaliza aceste lucrări, să fie și supravegheate. Deci sunt servicii pe care le asigurați în acest preț. Da, adică vrem să existe iluminat public pe timp de noapte și camere de supraveghere, astfel încât omul să se simtă în siguranță. Am înțeles, vor fi incluse într-un circuit de patrulare al poliției locale, multe din aceste parcări. Cu siguranță sau servicii de supraveghere. Se intenționează, nu știu, probabil că dumneavoastră știți și poate și ascultătorii noștri, că se intenționează reabilitarea unei centrale termice în zona de Moldoven pentru... Poliția locală. Poliția locală. O zonă care a fost afectată de infractori, de fapte antisociale, e o idee foarte bună. Exact, pentru că băgăm câinele în mijlocul hoților și atunci automat acolo să fie bine, plus că toate sistemele acestea de supraveghere vor fi conectate și supravegheate, nu mai e nevoie neapărat de o patrulă. De poliția locală, care monitorizează. Da, ce înseamnă să plătești salarii și ce înseamnă să monitorizezi 15-20 de zone din... Domnule arhitect șef, văd în fața dumneavoastră mai multe eschițe, proiecte, planuri privind zone de parcare, parcări care urmează a fi date în funcțiune, în lucru, urmează niște etape stabilite. Ce ne puteți spune, ne-ați putea prezenta pentru călărășeni aceste planșe sau discuții asupra lor? Da, în față am în studiu zona cuprinsă între străzile Progresul și Flacăra, din strada Eroilor și până în Bulevardul Cuza Vodă. Acesta este unul dintre... E împărțit în 10 curți interioare. Asta este una dintre ele. Este... strada Progresului, delimitată cu Dorobanți și Cuza Vodă. Da. Cu verde și avem spațiile avem, verzi, da? Da, avem spațiile verzi aici. Și cu galbeni avem situația, situația existentă și aici este un studiu. Cu galben sunt circulațiile carosabile, acestea care sunt delimitate sunt locurile de parcare nou create. Deci aici cam câte locuri am avea, domnul arhitect? Deci aici am avea, după cum se vede, 29 de locuri de parcare. Și înainte cam ce a fost acolo? Câte garaje au fost? Și uitați-vă și dumneavoastră, aici e garaj, aici e garaj, aici e garaj în mijlocul curții. Deci peste tot sunt haotic. Blocau spațiile... circulația, accesul, erau inestetice, adăpost da, de gunoaie. Spațiile nu erau bine delimitate, bordurile erau lăsate, cineva a pus beton pe spațiu verde și a pus mașina sau pietriș sau ceva. Dar ele fiind, e ca și când ai face ordine la tine în casă, domnule, și primești musafiri, cam așa... Și domnul primar era profund deranjat de faptul că multe din aceste garaje erau transformate în depozite de murături, în păi magazii. Păi să știți că peste 50% din garajele care ocupă domeniul public și care nu plătesc, majoritatea dintre ei nu plătesc nicio taxă, sunt poziționate abuziv, cu astea sunt pline, cu tot felul de troace, cu roz de iarnă, cu grătare, cu undițe pentru pescuit, cu murături, cu tot ce are. Iar proprietarii foloseau locurile existente în fața garajului. Da, în detrimentul celorlalți concetățeni de-ai lor care au și ei drepturi și stau cu mașinile puse pe trotuar, pe nu știu unde și poate câteodată pe spațiu verde, spunând că chiar nu au unde să le mai pun.
Domnule arhitect-șef, încă o problemă sensibilă. Bazarul Călăraș va fi relocat pe perioada cât se va reabilita acea clădire a noului bazar. Am înțeles în spatele blocului D25, D24. Între D23 și D25. D25, pe strada Trandafirilor. Mai sunt câteva garaje acolo. Cetățenii, proprietarii vor să le ridice pentru a crea amenajarea aceasta provizorie? Da. Deci majoritatea oamenilor au înțeles, se și bucură de ideea, li s-a prezentat în proiect. La început impactul a fost destul de dur ca orice nou. Știți că în 25-30 de ani de zile nu s-a întâmplat nimic. Deci totul a fost într-o liniște totală. Am înțeles. Când vii să schimbi ceva deja, dar mi s-a explicat și încetul cu încetul lumea a înțeles, s-a prezentat și proiectul că o să fie un parc. Pe perioada în care se vor executa lucrările la bazarul cel nou, atunci 6 luni, 7 luni va funcționa în acest perimetru. Îl vom aranja, o să fie o construcție provizorie mai mult. Vor fi înghesuiți comercianți? O întrebare foarte importantă pentru aceștia. Nu, în sensul acesta am o colaborare cu domnul Manea Vasile și mi-a prezentat o listă a tuturor agenților economici care își desfășoară activitatea în acest moment în bazar și cu suprafețele pe care le au ei concesionate, închiriate, ocupate. Deci au fost consultați, există acceptul acestora. Da, deci au fost consultați și gândirea bazarului provizoriu implică rezolvarea situației fiecăruia dintre ei. Adică să aibă, poate nu chiar atâția metri pătrați, poate cu 10-20 metri. Să nu înceteze activitatea economică. Asta cu siguranță toți au fost luați în calcul și fiecare există o gândire în acest sens. Probabil o să fac obiectul unei alte întâlniri, în care o să vă prezint și gândirea aceasta. Adică, domnule, sigur că, dar oamenii vor să știe cum arată zona Trandafirilor, unde vor fi ei, să zicem, 6 luni, un an, vor să știe cum va arăta și viitorul bazar, cum îl vor ocupa. Deci, ocuparea se va face tot așa, pe bază de cer, se va ține, probabil o să aibă prioritate cei agenții economici care și-au desfășurat cu prioritate activitatea până acum și funcție de solicitări, noi avem niște standuri modulate la 12 metri în gândire, dar funcție de solicitări pot fi mai mari, pe modul de 24-36 așa, sau înjumătățite la 6 metri. Și atunci, funcție de cerere, pe parcursul executării proiectului, atunci vom da o dispoziție de șantier când va fi, ca să știm, să facem modulele, unele le înjumătățim, unele le dublăm sau le triplăm, astfel încât fiecare agent economic să aibă suprafața aproximativă necesară. Domnule arhitect șef, actualul bazar, noi călărășenii îl cunoaștem, un incendiu acolo ar crea multe probleme în zonă, WC-uri insalubre, deci nu place, cum arată comparativ cu bazarurile din alte municipii, alte orașe. Cum ar arăta viitorul bazar din acest punct de vedere? Cum va fi structurat? Ce facilități va oferi? Cât de util va fi el cetățenilor, călărășenilor? Cu siguranță că el va fi foarte util. Eu, de când am venit în Călăraș, acum 30 de ani, tot gândesc că trebuie schimbat ceva acolo. Și domnul Dragu Nicolae, la un moment dat, știu că demarase niște proiecte în care mă implicase și pe mine. Nu știu de ce nu au fost finalizate, probabil că a existat și rezistența societății, e destul de greu. Acum s-a creat într-un final un culoar, o breșă, lumea a văzut ce se întâmplă și pe dincolo, s-a plimbat mai mult și în final au tras toți concluzia că, domne, să facem, dar numai să facem. Adică dacă promitem că facem, să și începem. Ceea ce s-a întâmplat, s-au găsit susținerii în lumea politică, a consilierilor, adică s-a creat o frăție așa, toată lumea a fost de acord, ceea ce este extraordinar de bine. Va arăta cam ca la Dorali. Deci se vor desfința gardurile, vor fi parcări mari, cum sunt la Kaufland, la Lidl, cu spații verzi, cu mobilier urban, băncuțe, coșuri de gunoi, iluminat pe timp de zi, pe timp de noapte, camere de supraviere, tot va fi modern. Hala va avea suprafața cam de 1600 de metri pătrați, va corespunde tuturor cerințelor și normelor. Deci, inclusiv pe timp de iarnă? Inclusiv pe timp de iarnă, da. Sunt prevăzute niște centrale termice în cascadă sau în condensare, mai multe dintre astea mici murale,
care dau un randament legate foarte bun. Deci o să avem aer condiționat, o să avem pe timp de vară, o să avem iarna căldură, o să, din punct de vedere al normelor PSI, deja studiul de fezabilitate este ok, s-a ținut seama, al Direcției de Sănătate Publice, vor fi prevăzute spațiile cu rampe pentru persoane cu handicap, cu grupuri sanitare pentru persoane cu handicap, cu post pentru poliție, cu administrație, adică tot ce înseamnă un comerț civilizat. Și multe facilități, oamenii sunt în schimb îngrijorați, e singura lor îngrijorare, de altfel nu de modul cum vor fi repartizați după terminarea acestui bazar, în primul rând dacă vor crește prețul chiriilor și doi, când vor începe aceste lucrări. Astea ar fi ultimele întrebări, domnule arhitect. Deci acum se lucrează la postarea privind achiziția serviciilor de proiectare și execuție. Deci pentru etapa a doua de proiect tehnic și cuplat cu execuția, pentru a se scurta termenul de realizare a investiției, dacă s-ar face separat etapa a doua de proiectare, ar dura, ar lungi cu cel puțin 6 luni de zile tot acest termen. Și vis-a-vis de chirii, era îngrijorarea unor comercianți. Ce se întâmplă acum? Orice lucru nou, ca și când ai vrea o chirie pentru același spațiu în centru, dar să o plătesc ca la doi moldoveni, zona doi moldoveni. O să fie probabil puțin mai mare, dar și condițiile vor fi cu totul altele. Deci vor fi acceptabile, deci, să înțelegem. Da. Deci asta vor face obiectul unor discuții, astfel încât se prevede recuperarea acestei investiții care, nu știu, acum în proiect cu studiu de fezabilitate estimate la undeva la 5.500.000 de lei. Probabil că în urma licitației la execuție, execuția o să fie mai mică, de obicei apar diferențe de preț de 10, 15, chiar până în 20%, deci putem spune că se face undeva la 1.000.000 de euro, 4.500.000, 4.700.000 de lei. Sunt costuri pe care primăria, comunitatea și le asumă, trebuie să le suportăm pentru binele nostru până la urmă. Noi le vom suporta dintr-un credit bancar foarte avantajos, cu o dobândă de până în 2%, 1,5% și pe un termen foarte, ceea ce... Rambursabil în perioadă mare. Rambursabil în perioadă de 20, nu știu, ceva de genul ăsta, probabil... Deci poate fi achitat cu ușurință și din chirii. Din chirii, iar când se face analiza cost-beneficiu în cadrul studiului de fezabilitate, se estimează niște prețuri și perioada de timp de recuperare a acestor investiții. În principal, investițiile publice mai mari au un termen de 20-25 de ani de recuperare. Iar noi, în primul rând, facem un comerț civilizat și atunci zicem că avem mai mult de câștigat. În sensul ăsta și ca imagine și pur și simplu, treci pe stradă, respiri altfel. Când vezi... Lucruri bune pe care primăria Călăraș le finalizează, le începe în unele locuri, cu ajutorul noastră al serviciului urbanism. Domnule arhitect, vă mulțumesc pentru interviu și vă doresc spor la muncă. Deci eu vă mulțumesc, domnul Purlea, că zi frumoasă.